și e în țară și atunci am venit un pic la cluburi, suntem aici, mergem la alt club, așa, un pic de action. Cum era Paștele când erai tu mică? În familie, întotdeauna, așa cum vrea și Sara în fiecare an să-l facă. E o tradiție care s-a păstrat și îmi place, întotdeauna la aceeași biserică, întotdeauna, na, e frumos. Aceiași oameni, același preot, e chiar foarte frumos și emoționant. Paștele este un moment extraordinar pentru noi toți, la nivel spiritual, în primul rând. E un moment în care reușim așa să pătrundem în cele ale sufletului. Dar nu ți-e greu să o vezi așa mai rar? Pe Sara, ba da, mi-e foarte greu să o văd rar, nu de clar, nu-i spun și ei, vă spun vouă că ea nu va auzi acest interviu, dar da, îmi este foarte greu, însă copiii nu ni facem pentru noi, ei au drumul propriu în viață și nu mi-am propus, nu o să o fac cu siguranță, să o țin lângă mine doar pentru că mie mi-e dor de ea. Și ce faceți când vă vedeți? Cum vă petreceți timpul atunci când sunteți amândouă? Stăm împreună, non-stop. Ne distrăm împreună, mergem cu mașina împreună, mergem la muncă împreună. Facem totul non-stop împreună, e super. Și ea la fel simte nevoia aia să te sune, să vorbiți, să... Când e plecată, vorbim de 2-3 ori pe zi și noi suntem în primul și în primul rând prietene. Și ne povestim tot felul de lucruri și atât de haioasă, ea vorbește foarte repede și mă sună: mami, să-ți spun, stai, n-am trezit, mă grăbesc, stai, să-ți spun. Deci e mortală, când are o chestie de povestit, primul lucru mă sună pe mine. Povestește tot timpul cu gașca ei de la Londra, că acum locuiește la Londra 6 luni. Gașca ei de acolo, prietenii ei, eu am fost acolo și am stat o săptămână, m-am distrat extraordinar cu prietenii, am ieșit în fiecare seară, am mers la restaurant împreună. Într-o dimineață, într-o noapte am dormit la ea acasă chiar și are o colegă de apartament.